Galbenverzii au mers la București cu gândul de a depăși complexul Rapid și au fost foarte aproape. Derbiul etapei ne-a oferit de toate: cartonașe, fază, spectacol și, cel mai important, goluri. Cei peste 4.000 de giuleșteni prezenți pe stadion i-au pregătit pe moldoveni pentru dubla cu Fenerbahce din preliminariile Champions League, reușind să creeze o atmosferă fantastică. Meciul a debutat foarte bine pentru FC Vaslui, echipa care a reușit să-și subordoneze adversarul. Minutul 30 a adus și primul gol al Vasluiului. O pasă excelentă a lui Endoie peste întreaga apărare a Rapidului l-a pus pe Wesley în postura de singur cu Albuț, pe care l-a învins cu un șut plasat. Usman în doi pentru sprintul lui Wesley. Ce eroare face Albuț, îi dă timp lui Wesley, care marchează 1-0 pentru FC Vaslui, minutul 31. Chiar dacă lucrurile păreau a fi sub control, ultima fază a primei reprize a adus egalarea. Daniel Pancu, idolul tribunelor de sub podul Grant, a executat perfect o lovitură liberă de la 30 de metri. Pancu, șut bun, gol! Daniel Pancu aduce egalarea pentru Rapid în ultimul minut al primei. Cea de-a doua parte a meciului a început la fel ca și prima repriză, cu un Vaslui mai determinat, însă cu probleme la faza de finalizare. La 5 minute de la fluierul de start al celei de-a doua reprize, Wesley a reușit dubla cu un șut din foarfecă după ce i-a luat fața lui Burcă. Închega o formație, o prelungire acum a lui Marius Nicolae către Wesley, gol! Gol super marcat de Wesley! Foarfecă, acest moment dubla! A urmat un joc de tatonare.